Mulțumesc, Daniel. Vacanța de Rusalii a ajuns la final, iar 10.000 de oameni s-au descătușat pe litoral. Au fost cu mult peste așteptările hotelierilor și administratorilor de plaje. La fel de adevărat este că turiștii au simțit că buzunarele li s-au golit în același ritm alert în care a trecut și timpul petrecut la mare. De exemplu, în Vama Veche, prețurile, cel puțin în materie de cazare, au fost mai mari cu 10% față de anul trecut. Acum toată lumea s-a mutat pe autostradă, iar amintirile bune riscă să se piardă în coloanele de mașini. Cum se circulă, ne spune Roxana Hulpe. Bună seara, Roxana! Bună seara, Andreea, bine v-am găsit. Această întoarcere de la mare ne amintește perfect de călătoria pe care o făceam cu părinții spre litoral, pe drumul vechi, și părea că nu mai ajungem. Ceea ce am făcut și noi astăzi, am luat-o pe drumul vechi pentru a vă arăta de sus coloana de mașini care se întinde pe mai bine de 15 kilometri. Noi suntem undeva deasupra kilometrului 95, însă aici situația este îngreunată de lucrările care se fac la autostradă. Sunt mai multe tronsoane în lucru. Vedeți, acolo se creează ambuteiaje pentru că se circulă pe o singură bandă de mers. Asta se întâmplă și la intrarea în București. Sunt pe de-o parte șoferi, pentru că am stat de vorbă cu ei jos în trafic, care sunt răbdători pentru că și-au încărcat bateriile pe litoral. Sunt alții iritați încă o dată de felul în care autoritățile gestionează această problemă și nu înțeleg de ce au început aceste lucrări acum, când toată lumea merge la mare. Pe de altă parte, sunt elicoptere ale MAI care survolează, sunt mașini de poliție care supraveghează traficul, însă nu prea au ce face. Sperăm însă să fie acesta singurul preț pe care îl plătim pentru libertatea pe care am simțit-o pe litoral, pentru că am fost foarte mulți în același timp și în același loc. Însă pe toți ne-a unit cumva bucuria de a fi împreună. În Vama Veche, sute de tineri au dansat toată noaptea și au trăit intens fiecare moment. Ne-am simțit mai apropiați ca întotdeauna. E o atmosferă aparte, nu e judecat, poți să fii cum vrei. Atmosfera a amintit de petrecerile de 1 mai, care anunțau practic începerea sezonului estival. E prima... fiecare an e super distracție, am venit aici cu cortul. E distracție, veri! Salutare, România! Foarte fain. Atmosferă frumoasă, prieteni, ne-am făcut foarte mulți prieteni aici. Marea învolburată a oferit privitorilor un spectacol aparte. Unii au transmis în direct pe rețelele sociale pentru ca prietenii de acasă să vadă ce au ratat, iar paharele au avut rolul lor în această poveste. Vali Urlan, te aștept aici! Andreiuța, te iubesc! În ultima noapte de petreceri, din primul weekend deschis pe litoral, iată, Vama le-a oferit din nou turiștilor imaginea cu care au obișnuit ani de ani. Întreaga stațiune e îmbrăcată într-o ceață densă, mare, abia că se mai vede, însă nimic din toate acestea nu s-au transformat într-o barieră în calea distracției. Astăzi, soarele s-a arătat abia către prânz, când a învins norii și a mângâiat apa de turcoaz. De aceea, mulți au plecat cu greu de pe nisip. A trecut repede, prea scurt. E o gură de aer frumos, pe lângă tot ce a fost până acum. Toată lumea avea nevoie să exteriorizeze și să simtă efectiv că a venit vara. Vacanța de Rusalii, primul weekend deschis oficial pe litoral, a arătat mai mult ca un 1 mai tradițional. S-a dansat cât a fost ziua și noaptea de lungă, însă petreceri nu au fost doar aici în Vama Veche, ci și în Mamaia. Iar în total, pe întreg litoralul, au fost aproape 20.000 de turiști, câteva mii numai aici în Vama Veche. După 4 zile de veselie, administratorii teraselor, fast food-urilor sau barurilor s-au mai liniștit când au văzut încasările. În Vamă s-au ocupat toate locurile de cazare, chiar dacă tarifele au sărit cu 10% față de anul trecut. Și în Mamaia, ziua a început cu ceață, care nu i-a împiedicat însă pe turiști să facă baie ori să stea la plajă. Ne-am urcat în mașină și am plecat fără niciun plan. Am venit cu soția, astăzi împlinim un an de zile de căsătorie. Inițial, hotelierii au estimat că în acest weekend vor avea între 10 și 12.000 de oaspeți. În realitate... numărul a depășit chiar 15.000, pentru că au venit foarte mulți chiar la recepția hotelurilor. Dacă în sudul litoralului, pentru o noapte de cazare, oamenii au dat în medie 350 de lei la 3 stele, în nord, același preț a fost la 4 stele. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.